În al preasfințitul Pimen s-a născut pe 25 august 1929 în satul Herăști, comuna Grabă, în județul Buzău. În anul 1948 a fost închinoviat la Mănăstirea Neamț, unde urmează cursurile seminarului monahal. În 1951, pe 10 martie, a fost călugărit, iar pe 29 iunie a fost hirotonit diacon. În anul 1957 a absolvit Facultatea de Teologie din București, an în care este numit stareț al Mănăstirii Putna, după care este hirotonit ieromonah. Pe 24 iunie 1982 a fost hirotonit episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, iar pe 24 ianuarie 1991 a fost ales arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Aici a inițiat construirea căminului de bătrân Sfântul Ioan cel Nou, a casei de copii de la Dolhasca, a căminului de bătrân de la Bogdănești și a căminului de bătrân de la Groș. De asemenea, la inițiativa înalt preasfințitului Pimen, a fost înființat seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei din Suceava. La împlinirea celor 80 de ani la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, a avut loc, începând cu ora 9, Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor format din majoritatea stareților și preoților din întreaga eparhie, alături de înalt preasfințitul Pimen. Slujba a fost încheiată cu un tedeum și o agapă frățească, la care a participat și Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Oare ce cuvinte aș putea să vă adresez ca să pot exprima bucuria și dragostea pe care le simt de la înalt preasfinția voastră? Sunteți singurile rari care aveți hotarele deschise. Niciodată n-ați pus hotar vreunui slujitor. Și ați primit și preot și erați să slujească aici. Și i-ați chemat cu dragoste părintească. Nu se întâlnește oriunde așa ceva. Și vă ofer pionul cu chipul Maicii Domnului, ca semn al legăturii cu Maica Domnului, pentru că știm că Maica Domnului ne iubește pe toți și ne ocrotește. Este de la Volos, unde se află brâul Maicii Domnului. De asemenea, pentru că vă dorim ca această grădină a Bucovinei, în care păstoriți și pe care iubiți atât de mult, să vă fie un popas de unde să pășiți peste mulți ani în grădina Raiului, vă ofer aceste flori care sunt simbolul parfumului și frumuseților Raiului, ca Dumnezeu să vă împrednicească pe mai departe de rugăciune, de dragoste și de înțelepciune, de iubire sfântă, ca să păstoriți mulți ani această eparhie a Sucevei și Rădăuților. În ședința ordinară de Consiliu Local, care va avea loc joi, exact în ziua în care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios, al cărui nume îl poartă, înalt preasfințitul Pimen va primi titlul de cetățean de onoare al Sucevei.